puțini oameni, trebuie să recunoaștem, inclusiv noi în biserică, avem această forță de a fi dublu biruitori. Pe de o parte, în exercitarea slujirilor pe care le avem de îndeplinit fiecare pentru a lăsa ceva în urmă, și în acest domeniu, în general, cu mila Domnului, reușim. Mai greu este să devenim biruitori în ceea ce constituie esența ființei noastre, adică să fim biruitori în Duhul lui Dumnezeu. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, precum și Sfântul Toma Apostolul, chiar dacă acesta din urmă s-a clătinat într-o cerere ale credinței și nu a fost biruitor, ci învins, după o săptămână și-a revenit în sine, l-a văzut pe Domnul Hristos și a devenit și el biruitor pentru cele ale credinței. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a avut în fața lui aceste două căi spre biruință. Ar fi dorit să le aibă pe amândouă. Să fie general mare de armată, să fie biruitor în oaste, să fie biruitor în cele ale bogăției, pentru că era de neam foarte bun, dar în același timp a dorit să fie biruitor și în cele ale credinței. Stăpânitorii acelor vremuri nu i-au permis să fie biruitor decât într-o singură direcție. Vrei să fii biruitor ca oștean, ca om de vază? Îți permitem aceasta, dar te lepezi de Hristos. Vrei să fii biruitor împreună cu Hristos? Ai și această posibilitate, însă trebuie să renunți și la cariera militară, și la bogăție, și la viață. Și Sfântul Gheorghe, având de făcut această alegere, care este foarte dificilă în viață, și să ne dăruiască Dumnezeu putere și vremuri bune, să nu trăim această dramă, să părăsești cele ale lumii și să fii biruitor în cele ale credinței, pentru că mulți dintre noi ne vom clătina, neavând aceeași tărie ca Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Dar dacă se prezintă cumva și această situație, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască putere ca să fim biruitori într-o cele ale credinței. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, cine ar fi vorbit despre el astăzi, la 1700 de ani, dacă nu ar fi fost biruitor într-o cele ale credinței? De aceea să-L rugăm pe Dumnezeu, iubiți credincioși, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere să urmăm drumul parcurs de sfinți, că cei au parcurs drumul trasat deja de Domnul Hristos. Și pentru a primi putere într-o această determinare a biruinței într-o Hristos Domnul, avem Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie ca izvor de înviere, izvor de putere. Să ne ajute Dumnezeu ca în ciuda frigului, că de aceea și am scurtat cuvântul în această zi, să ne dea Dumnezeu putere să, în ciuda frigului de afară, să simțim căldura Duhului. Bărbații, vă rugăm să puneți și ce aveți poate pe crește, pentru că este frig, doar la momentul
cheia al Sfintei Liturghii, mai încolo vă puteți descoperi, până atunci aveți binecuvântarea să purtați pe crește, pentru că este foarte frig, încercați să vă ocrotiți și copilașii, poate să mai mergeți cu dânsii, mamele cu prunci în brațe, în bisericuță, sau pruncii care nu mai pot răbda frigul. Dumnezeu să ne ajute să ne încălzim în crucele ale Duhului și prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie să devenim și noi biruitori în crucele ale credinței. Să ne ajute Dumnezeu! Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, Doamne, părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Că ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea sa. Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.